Un bărbat de 39 de ani a intrat noaptea trecută cu autocamionul într-o gospodărie. Accidentul s-a produs pe șoseaua Hâncești din capitală în jurul orei 23. Potrivit poliției, vehiculul ar fi avut defecțiuni tehnice. Camionul, dar și casa au fost avariate, însă din fericire nu au fost înregistrate victime. Deocamdată nu se știe dacă șoferul a consumat băuturi alcoolice. Acesta a refuzat testarea alcoolscopică și a fost dus la dispensar pentru prelevarea probelor. Rezultatele vor fi gata în aproximativ 15 zile. Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.